Precipitațiile abundente din această vară au dat în jos prețurile la unele fructe și legume. Căpșunile și castraveții, de exemplu, se vând de două ori mai ieftin decât în iulie anul trecut. În schimb, piersicele sunt mai scumpe decât vara trecută. Indiferent de prețuri, moldovenii au început să-și umple cămările pentru iarne, deși recunosc că obiceiul de a pune totul la borcan își pierde treptat din actualitate. Anul trecut, în această perioadă, castraveții se vindeau la piața centrală din Chișinău cu cel puțin 16 lei kilogramul, dar ajungeau și la 22 de lei. Acum cel mai scump soi rodnicioc, cel cu coaja subțire și mai potrivit pentru conservare, se vinde la jumătate din prețul de anul trecut, 10 lei. Asta în timp ce alte soiuri de castraveți pot fi cumpărate cu 5 și chiar cu 3 lei kilogramul. E foarte mult, e mult. Anul ăsta este roadă, este... dar se usucă de acum. De acum am început să usuc și începe să... și nu știu cum așa mai departe, dar orice caz acum sunt și radio-ul. În schimb, roșiile nu sunt mai ieftine față de anul trecut. Costă la fel aproximativ 15-16 lei. Cumpărătorii nu se grăbesc încă să le pună la borcan pentru iarnă. Așteaptă să apară mai multe și respectiv mai ieftine. La mare căutare acum pentru conserve sunt însă fructele și pomușoarele. Pun lumea, faci cam pot pune unul la unul smorodinul de asta, roșie, neagră, malină, căpșună. Fac jump iarnă. Codiți așa, o puneți în compot în banca de 3 kg, cu zahăr și ca un compot tare gustos primește. Valentina a cumpărat astăzi căpșuni din care va face compot pentru iarnă. A plătit 25 de lei pentru un kilogram, de două ori mai ieftin față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu vișină pun. Foarte gustos primește. Iarna tot e gustos. Eu fac la mine, nu beau și noi când facem o sărbătoare, deschidem compotul nostru, nu cumpărăm băuturi. Ia ca așa cum eu fost două mie de naștere și am deschis 3 borcane de compot și le-am terminat compoturile și acum ea mea ca ne fac altul. Iar vânzătoarea de corcodușe, Valentina Ouș, recunoaște că este ca cizmarul fără cizme. De mulți ani nu mai face compot pentru iarnă. Spune însă că, având un gust dulce acrișor, acestea se combină foarte bine cu alte pomușoare și fructe. Este un compot foarte gustos și foarte vitaminos, e super. Asta e o fructă care e socoate mai calitativă, care sunt acele mașcate, care asta e ce mi-a luceaua. Se diferă de prună. Noi nu facem compot când avem copii. Gata, copiii au plecat și nu facem compot. Multe gospodine preferă acum să congeleze fructele pentru iarnă în loc să le pună la borcan. Smorodină pun o leacă în morozil, în congelator și când o scot, o mănânc proaspăt și iarna, dar nu fac dulceață, dar de vreo câțiva ani, fiindcă e bună pentru vedere. O spăl și o pun și o suc și o pun în congelator, în săculeță, în mici proporții, cât scot să mănânc. La o dată. Când o scoți, dacă vrei, pui zahăr. Dacă nu, dar eu și așa sunt plenuță dacă mai pun zahăr. Chiar și afinele, considerate un aliment minune, își găsesc cumpărătorii, deși se vând cu 200 de lei kilogramul. Televizorul european verdat că este. Cerec piață și eu nu știu care e. Pentru vedere, pentru ficat, pentru da, noi luăm pentru așa ceva. Da. Dați-o pe astea. E tare scumpi, dar ce să fac? Dar noi trebuie să ne cuiem de când le ia curăși medicamentele, mai bine mănânc de astea. Piața centrală își afișează prețurile săptămânal pe rețelele de socializare, iar dacă sunteți curioși care au fost prețurile acum câteva săptămâni sau chiar anul trecut, puteți recurge la motorul de căutare.